te liniștești puțin? Da, stai o secundă. La naiba. Unde mi-a pus mama în căștile? Nu le găsesc. Dar nu le aveai în buzunar? Ah, da. Ia, sunt agitat. E clar. N-am mai fost învățat pe marea de la Astăr. Poate de asta. Ia, stai jos. Ce-ai vrut ca să faci un efort să mergi la film cu colegii tăi fără mine? Ai spus că mergi și m-ai păcălit. Am vrut să merg. Nu să te păcălesc. Pare că după ce a făcut tare mișto de mine ieri, știi că n-am mai putut să stau cu timp liber. M-a făcut să mă simt un ciudat. Aseară m-am îmbrăcat să merg și când se ies pe ușă, am văzut că a păstrat și ales pe grup. Și mi-am amintit întâmplarea, dacă m-a făcut mâna. Am mai discutat asta. El e singurul. Restul colegilor se comportă frumos cu tine. Dar trebuie să te mai deschizi și tu, nu poți să fii așa un lup singuratic. În viață trebuie să adaugi și să alimentezi prietenii. Noi, familia, nu am fi suficient pentru asta. Trebuie să te lași și turmea să te cunoască, să facă ce băia mișto ești. Asta spui tu că sunt fratele tău. Și asta spuneți voi că sunteți familia mea. Dar nu e așa. Nu e adevărat. Să știi că el m-a întrebat și Marcela de tine. Și mi-a povestit cum ți-a ajutat colegii la teză, cum l-a ajutat pe Edi să scape de pedeapsă când a făcut gluma aia la ora de mate cu pasta de dinți și cum ai sărit să ajuns pe Oana când a căzut leagă pe hol. Mi-a zis că ești un suflet, că ești un om minunat cu un suflet de aur. A zis ea asta? Da! Ea și mulți alții vorbesc foarte frumos despre tine. Dar tu ales să furi de tatăl meu din cauza unora ca Alex. Uite, promit că am așa următoarea ieșire de grup. Nu să mă mai întorc în casă. Doar dacă îmi promiți că vii și tu. N-am tot să alipii de tine, dar am nevoie să fiu acolo. Bine, acum o să iei pe Maria. Ne vedem jos când sunteți gata, da? Se vede că le pești mult. Și mie mi-e simpatic fratele tău. Marția mea vorbește foarte. Nu m-a întrebat, dar mie nu-mi place de fratele tău. Pare un ciudat. Nu înțeleg ce e așa deosebit la unul ca el. Bun, pare că merge spre jos, pentru că-i teamă să iau autobuzul. Fia, de ce ești așa rău de jos? Eu zic că nu ți-a făcut nimic. Așa zice tatăl, iar eu știu. Am auzit-o pe Georgiana, zicând cu colegii spre ce-mi spune că lui ar trebui o planetă a lui. Ha, ha, ha! Iar dacă chiar ești
Vorbești cu oamenii de rău atât de relaxată. Nu-i normal așa ceva. Eu sunt de aceeași părere cu Bia. Și oricum, Bia nu mai poate ea că tu nu vrei să fii prietena ei. Mare pe mine. E suficient. Gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel și nimeni n-are cum să ne doboare. Nici lumea nu mai pare mare. Nu mai insist. Mami și stai, mă face pe cap. Ba mă sună, ba mă înjură. Ba mi-aduce fraier și mi-o lasă pe bancă, ba dispare cu zilele și într-o bloc peste tot. Parcă, cred că o să ajung la nebun. Îmi vine să mă duc în fața casei și efectiv să-mi ia la bătaie. La constituția mea și la cât de pricășit este el, cred că la tine nu mai de pe jos, crede-mă. Bună și ție, okay. Da, da, bună pentru tine, nu pentru mine. Tu nu vezi prin ce situație trec. Nu mai înțeleg pe băiatul ăsta deloc. E adevărat că nu i-am spus clar că îmi place. Și e adevărat că mai dau un încet după ceapă și că oricum mi-ai și Andrei de el. Dar ar trebui să înțeleagă, să priceapă asta pentru că așa fac eu. Pentru că fii să-mi place de el. Nu zici nimic? Ce prietenă ești? Hai, mă apucă și pe tine de acum. Scuze, n-am fost atentă. Mă uitam la fișele astea lui Iosif. Nu știu să mai fac ca să-i văd ok. Iosif, Iosif. Hai, mai lasă-mă cu fratul tău că deja mă enervezi cu subiectul ăsta. Eu vin la tine să mă plâng de drama mea? Și tu ca prietenă adevărată ce ești? Nici măcar mă asculți. Nu sunt prietenă. Bravo! Tu ești o egoistă. Mă toși cu porcăria asta la cap în fiecare zi. De o lună am stat ore în șir să te învăț să te porți și tu normal cu bietul băiat. Și azi, când în sfârșit îmi fac curaj să vorbesc cu tine despre o situație serioasă, care chiar mă pasă, îmi spui că nu sunt prietenă. Tu nu ești prietenă și nu ești prietena nimănui. Faci drame de nimicuri și nici nu te-ai înțeles de pungitele calții. Bună, fetelor! Bună, Iosif! Da, fetele se pregătesc acum să iasă, ori să vină imediat, bine? Și glumim, și glumim! Le așteptați aici, da? Da! Hei, Iosif! Ce mai faci? Bine! Nici măcar să-l văd. Nu știu cum se purta lui la când ești atent. Parcă el lumea lui tot timpul. Despre el să vorbiți? Da. Exact de el. Care e problema ta? Hai, lasă-mi mai, Cateriza. Vorbim ce vrem noi. Nu ne spui tu ce să facem. Întreba doar dacă despre vorbiți atât de urât. Că e un băiat foarte bun, care nu deranjează și nu supără pe nimeni. Și tot ce ar avea nevoie ar fi ca unii să mai fie cum sunteți voi. Rele și cărpătașe gratuite. Bla, bla. Vezi că vorbești singură, Maica Tereza. Noi nici măcar nu te auzim. Iosif e un ciudat. O să fugă lumea de el toată viața. Ăsta e adevărul. Da, ce mai comite de acum? Nu te stai tu cu el, dacă ești tot așa sfântă. Nu vezi că nici măcar nu te bagă în seamă? Cum ziceam, e lumea lui. O lume idiotă. Prima dată când îmi vorbești așa, nici nu știu ce să mai zic. Ce să zici? Poate că trebuie să ți le atine cum am făcut-o ca să te trezești, să-ți revii cu picioarele pe pământ. Mai ai o viață frumoasă. Ai prieteni buni. Ai părinții sănătoși. Dar tu ales să faci drame peste drame din nimicuri.
Problema reală o avem noi cu Iosif. Nu tu cu băiatul care te place, îți aduce flori, dar dispare că tu, în loc să-i mulțumești, dai una peste ceafă și arunci cadourile pe jos. Probabil că ai dreptate. S-ar putea să-mi placă drama. Și încă cât. Stau acum și mă gândesc. Niciodată nu am fost atentă real la problemele tale. Mă rog, cred că nici n-aveai timp să vorbești de mine. Pentru că eu, de câte ori aveam o problemă, veneam către tine și le discutam. Doamne, Emi, tu nu crezi că știi ce om bun ești. Eu n-aș fi suportat pe cineva ca mine. Chiar cred că sunt o persoană egoistă. Ești o persoană bună și tu. Altfel n-ar fi fost prieteni. Dar e cazul să conștientizezi ce se întâmplă cu tine. Îți schimbi ceva la comportamentul ăsta tău. Cred că această nevoie de atenția mea a apărut odată cu divorțul lor. Dar gata. Nu vreau să vorbesc despre asta. Așa ceva, nu ți-e rușine? De ce să-i fie? Spune ce crede. E bine să spui fix ce gândești. E bine să spui ceea ce gândești. Atunci când nu jignești, zici că sunteți scăpate din sălbăticie. Așa vă comportați. Cineva s-a foarte deranjat. Gata, Doris, să rupem, n-avem cu cine discutăm. Idiot, 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 idiot. De mine. N-am chef de teme azi. Nici. Sunt praf. Mai de proiectul ăla n-am chef. Nu mai am drag cu Marius. Dar tot îți va rugutul la discuția noastră de mai devreme. Încă o dată spun. Îmi pare rău prin ce treceți cu Iosif și îmi pare rău că n-am avut ochi să văd și urechi să aud. Da, hai, capul sus și sigur tot o să fie bine. Diana și Georgiana? Incredibil, fetele astea scurese ce trece din ce în ce mai rău. Nu știu ce se întâmplă cu lumea asta. Și probabil că nici la școală nu s-a vrea să se mai ducă. O
strigă la el că e un idiot. Cred că am venit cu pe care aștepta azi dimineață. Bună, Emi. Ne cerem scuze că te deranjăm, dar am vrut și noi să vorbim ceva cu tine, așa în gașcă, dacă se poate. O să fii cu noi în curte 5 minute, te rugăm? Da. Maria, Kiki, veniți puțin! Să știi tu mai, bine? Fetele au ceva să spună. Îmi pare rău pentru Iosif. Aș fi vrut să-i vorbesc, dar a fugit. Și am rămas să vorbesc cu Iosif. Am venit să ne cerem scuze. Am fost rău de ceasă fără motiv. N-am înțeles ce înseamnă să fii ca Iosif fără asta. Oscar, a fost foarte bine că mi-a explicat cât de sensibil pot fi în oameni și cât de ușor pot fi răniți. Noi fix asta am făcut astăzi. L-am rănit gratuit. Am vrea să ne cerem scuze. Putem vorbi cu el? Nu cred că ar vrea să vă vadă, sinceră să fiu. E ușor să rănești, dar partea grea acum vreau să. Și eu am păcate de spălat astăzi. Cred că știu ce ar trebui să facem ca ziua de azi să se încheie frumos. Ce ziceți? Mergeți pe mâna mea? Everything's just right.
tears.